Câteva zile înainte de examenul de bacalaureat, Carmen Minune a plecat la Paris alături de iubitul ei, dar și o gașcă de prieteni. Cântăreața s-a simțit excelent în orașul iubirii, drept dovadă stau și fotografiile pe care le-a făcut alături de iubit, lângă turnul Eiffel. Cei doi sunt foarte îndrăgostiți, iar vedeta îi declară dragostea în mod public. După mini-vacanță, cântăreața s-a întors în țară pentru a da examenul de bacalaureat. Și Nicole Cherie trece prin proba de foc. Vedeta a preferat să iasă cu prietenele ei și să se distreze într-un club de fițe. Mai mult, cu câteva ore înainte de susținerea primei probe scrise, Nicole era foarte activă pe internet. Aceasta a fost provocată de unul dintre amicii lui Alex Velea să spună ce semnifică dragostea pentru ea. Dan Bittman este în această perioadă un tată care are inima plină de emoții. Patrick, fiul mijlociu, a susținut examenul de evaluare națională, iar Alex susține prima probă scrisă a bacalaureatului. Cum s-ar spune, numai tată să nu fii.